mă obligi să fac chestia asta, să știi. Măi, fată, tu ne minți. Am băgat divorț pentru că noi nu mai puteam să conviețuim împreună așa. Am ajutat foarte multe cupluri. Da? Și cupluri mondene și celebre și să știi că au plecat foarte mulțumesc de aici. Dacă aud că un singur leuț se duce pe această zisă comunitate, te mănâncioși și tact, uite-te la mine. Fericită și-a găsit un iubit, e foarte, foarte bine. Până la urma urmei am făcut un schimb de servicii contra cost. Păi tu trebuie să o convingi că tu ești Zeus, idolul femeilor. Sunt desărcinată. Poftim? Mhm. Nu este al meu. Tatăl copilului meu, copilului nostru. Și ai să vezi că îți vei găsi și sentimentele pentru mine. Am avut nevoie de ajutor. Asta a fost încredere? Tu te gândești? I-a salvat viața acum, adică ce am făcut? Energia mea este foarte jos în momentul ăsta, eu vreau să plec acum. Ori semnezi contract cu radio. Nu semnezi niciun contract! Știu că este sechestrată, știu că o țineți acolo, spune-mi unde e. Cred că iubirea este puritatea a două suflete care alerg să meargă în aceeași direcție binecuvântată. Pe de altă parte, credința este sfântă și reprezintă starea de grație în fața Universului, care ne copleșește în fiecare clipă a vieții noastre. Când cele două concepte se confundă sau se înlocuiesc unul cu celălalt, din cauze greu de explicat, viața ne poate scăpa de sub control și ne trăiește așa cum vrea ea. Ei, de aici începe drama ghinionului și goana după vinovății, pentru nefericirea noastră, din păcate. Vă invit să urmăriți povestea de astăzi și sunt curios să aflu dacă îmi veți da sau nu dreptate în cele menționate anterior. Mara este o tânără de 27 de ani care a absolvit Facultatea de Medicină din București. Deloc este din Constanța și părinții ei, având o situație financiară foarte bună, i-a oferit fetei tot ce și-a dorit, inclusiv un apartament în centrul orașului. Mara s-a îndrăgostit nebunește de Vlad și, la scurt timp după aceea, s-au căsătorit. Dar se pare că pasiunea dintre ei, la fel de repede precum s-a aprins, așa s-a și stins, pentru că astăzi ei par doi străini. Se spune că dragostea durează numai 3 ani. Ei bine, în cazul meu, fix așa s-a întâmplat. Din păcate, inevitabilul s-a produs și cei doi au ajuns la divorț. Cu o semnătură de comun acord, căsnicia lor a luat sfârșit și vor porni pe drumuri separate. Dar oare vor putea uita la fel de ușor cei 3 ani de căsnicie petrecuți împreună? Mă doare foarte tare că trebuie să ne separăm. Dar este foarte toxic tot ceea ce se întâmplă acum între noi. Hei! Ce vrei? Stai așa! Nu vreau să mai vorbesc nimic cu tine, auzi? Ține-mă de mână! Ce să te ține de mână? Te rog! Eu am semnat atât de divorț, tu vrei să ne ținem de mână? Ok, bine, nu te țin de mână, hai, dar ascultă-mă, stai un pic! Nu vreau să vorbesc nimic cu tine, ce vrei? Te rog, vreau să rămânem în relații bune! Tu te știi, nu vorbești, ce relații bune să rămânem? Ai vrut să ne despărțim, gata! Stai un pic, unde fugi? Vorbesc și eu cu tine. Ascultă-mă. Nu credeam că vom ajunge la divorț vreodată. Cu atât mai mare șocul a fost când Vlad mi-a cerut asta. Am nevoie să... totuși să rămânem în relații bune. Nu vreau să dăm... Nu vreau să chiar rămânem așa în nicio relație total bună cu tine. Nu-mi trebuie nicio relație bună cu tine. Lasă-mă! Gândește că poate e bine pentru noi să facem treaba asta. Ok, și am făcut-o. Am făcut-o. Nu, stai. Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele, pentru că sunt la fel de supărat ca și tine, cel puțin. Și eu nu sunt supărată, sau cum? Nu sunt supărată, zi-mi! Crezi că mie mi-e ușor să dorm singură, să stau prin casa aia singură, unde sunt numai poze cu noi? Mara trebuie să înțeleagă că avem nevoie de timp. Am ajuns în situația în care ne sufocam unul pe altul. Îți repet, îmi pare la fel de rău cum îți pare și ție, cel puțin. Dar... da, trebuia nu să facem treaba asta. Ajunsesem într-un moment prea critic în relația asta dintre noi doi. În ce moment ajunsesem? Frate, n-am cumpărat hârtie igienică și timp de 3 săptămâni ne-am vorbit pentru... A, da, pentru că nu ții minte niciodată, adică... să faci lucruri. Nu, nu uite, vezi? O dată să cumperi ceva de la un magazin și ai uitat. Da, mă, nu este talentul meu. Eu nu uit să calc, nu uit să spăl, nu uit să am grijă de lucruri de casă. Haide să terminăm măcar acum. Nu-mi place deloc situația în care sunt acum. Sincer, aș vrea să o repar, dar nu pot acum. Ai ajuns să te superi în fiecare zi. Ești în fiecare zi nemulțumită. Și eu n-am mai suportat.
Se adună și în sufletul meu, Zimi, eu cum nu uit să fac toate astea? Eu cum nu uit? Omule, dacă zicem că ne iubim și că ne înțelegem și că ne respectăm, înțelege că ăsta nu-i punctul meu forte. Păi mă descurc pe alte căi foarte bine, dar păi uite că să fac cumpărături pentru casă. Și ai băgat divorț. Am băgat divorț pentru că noi nu mai puteam să conviețuim împreună așa. Dar cu toate astea, sentimentele nu dispar după o semnătură. Da, da, eu țin în continuare la tine. Mie, deja mi este dor de tine și... Ți-am zis, crezi că nu, mie nu e dor de tine, nu, că nu văd prin casă. Totul mi-amintește de tine în casa aia. Era casa noastră, acum e doar casa mea. Crezi că mi-e simplu? Mi-aș fi dorit să evoluăm împreună, dar nu se poate. Bine, cel puțin acum nu se mai poate. Mai am o mare rugăminte la tine. Aș vrea să-i spui maică-ti să mă răspundă la telefon. Pentru ce să mai vorbești tu cu mama? Bă, să știi că părerea mamei tale pentru mine a contat întotdeauna. Foarte mult. Să mă înțeles, dar nu mai are rost să discuți nimic cu ăla. Nu, aș vrea să vorbesc cu ea, să înțeleagă că aici s-a ajuns din cauza amândurora, nu din cauza mea. Nu am vrut să-mi bag joc de nimic și să creadă că fata ei e... Am înțeles, dar tu ai fost într-o relație cu mine, nu cu mama mea. Știu, dar contează foarte mult părerea ei. Și părerea mea când o să conteze, Vlad? Tu trebuia să ții discursul ăsta înainte să ne despărțim, nu? Întotdeauna a contat părerea ta și îmi pare rău că nu am ajuns să câștigăm nimic din tot ce am discutat până acum. Da, asta păi, e. Gândește-te că e un rău necesar și că poate ne prinde bine această pauză și... Ce nu să ne știu, prindă bine? Ce nu, pauză? Am semnat deci, un act de divorț. Ce pauză? Da, ok, știu că e situația destul de rea, dar hai să nu o privim așa. Hai să încercăm să fim optimiști. Hai să ne dăm timp unul altuia, să ne regăsim, da, să ne gândim unde am greșit, ce am făcut greșit. Astfel încât poate într-o bună zi ne vom întoarce înapoi și tu realizezi ce cere acum să fiu optimistă într-o situație în care eu am divorțat de soțul meu și eu sper la mai bine sau cum? Da, asta știu, da. Păi cum să-mi cere așa ceva? Tu trebuia să discutăm înainte să faci lucrurile astea. Am discutat și nu am găsit nicio soluție. Poate asta e soluția. Îl iubesc pe Vlad mai mult decât mă iubesc pe mine. De fapt, cred că asta a fost problema. E o soluție foarte proastă ce-mi ceri tu mie. Astea nu sunt rezolvări la probleme. E o ruptură clară în sufletul meu chestia asta. Nu vreau să te mai aud, nu vreau să mai aud nimic. Haide, liniștește-te. Nu vreau să mă liniștesc, deci nu, gata, lasă-mă. Mara are nevoie de liniște. Trebuie să se concentreze pe rezidențiat. Ăsta e cel mai important lucru pentru ea la momentul de față. Din punctul Marei de vedere, situația a fost tranșată. Tot ce era de spus referitor la căsnicia lor s-a spus, deci nu-i rămâne decât să accepte situația și să-și vadă de viață în continuare singură. Cât despre Vlad, se pare că a obținut ce și-a dorit. Afectată de divorț, dar hotărâtă să lase trecutul în urmă, Mara are nevoie de un număr pe care să-și plângă durerea. De aceea și-a dat întâlnire cu prietena ei bună, Iulia. Mamă, Iulia, ce bine că te văd, deci nu mai pot. Ce-i puțin? Deci sunt distrus, deci nu mai pot, acum am venit de la divorț, deci nu mai pot, deci m-am certat și cu Vlad, m-am certat și cu ai mei, m-am certat și cu toată lumea, deci nu știu, cu toată lumea parcă mă cert. Acum parcă bine că te am pe tine, că dacă nu te aveam pe tine, nu știu, deci nu mai vreau nimica. Liniștește-te și tu acum. Iulia m-a ajutat foarte mult de când am început divorțul. Este singura persoană în care eu am încredere totală în momentul de față. Spune mai pe îndelete ce s-a întâmplat, adică... Păi a vrut să bage divorț, că nu ne mai înțelegem, că... de relații de toxicitate, aude acum pe tot internetul de toxicitate, ne-am despărțit, nu mai vrea, nu mai. Că n-a fost să fie, na, ce să zic acum? Așa sunt relațiile astea, când sunt construite la un anumit interval de timp scurt, nu durează mult timp, trebuie să înțelegi și tu lucrul ăsta. Da, deci... dar nu mai pot, îți dai seama că am stat atât cu omul ăsta, încă îl iubesc, nici nu mai știu ce să mai simt, știi, că cât m-am certat și cu ai mei, mi-a trebuit mie nuntă pe ascuns. Păi da, mă, dar uite, maică-ta poate suferă și ea la rândul ei pentru copilul ei, îți dai seama că nu-i convine situația și n-a... Uite, păi, normal că mi-i convine. Hai să zic ceva, uite, eu când eram mică și pățeam ceva, mama mereu vrea să zică chestia aia, gen, vin eu, îți iau durerea, numai să-mi te doară pe tine. Trebuie să înțelegi tu lucrurile astea. N-a fost potrivit pentru tine. Păi da, normal
suferă și suferi, ei. Suferi și pentru mama și pentru tata și pentru mine și pentru toată lumea. Tu trebuie să te calmezi și trebuie să înțelegi să iei lucrurile ca atare. Îmi imaginez că este foarte greu în momentele acestea, dar de asta sunt eu aici, ca să o ajut. Nu merg relațiile astea. Dar nu înțeleg, cum poți să fii tu așa calmă? Nu înțeleg. Vreau și eu să fiu așa calmă. Ce faci? Cum faci? Prin meditație. Uite, dacă vrei, poți să te ajut cu chestia asta. Ce meditație? Sunt niște rugăciuni, niște emoții, niște trăiri și de aia te fac să simți așa niște... Ce fel de trăiri? Unde? Mai, crede-mă, sunt dispusă să încerc orice ca să mă pun cumva pe picioare, că nu pot. Eu nu fac față, deci eu nu pot. Mă crezi că eu nu pot? Nu pot! Deci, eu nu duc atâta. Eu am un grup de fete, deci de fete, da, construit de un băiat, ca să spun, nu știu cum să, nu pot să spun pastor sau nu pot să zic. Okay. Ai înțeles, de un okay. om cu credință. Așa. Da, care ne ajută să avem altă energie, să ne rugăm, să credem în noi, să prindem curaj, să fim independente prin toate lucrurile, să fim super bine, să trecem peste toate problemele. Am admirat-o mereu pe Iulia, cum poate să-și păstreze calmul. Parcă mă încurajează și pe mine, cum nimeni altcineva n-ar putea să o facă. Ideea este că sunt doar fete. Deci doar fete. Și nu te gândi că sunt... În chestia asta, crezi că... Pot să vin și eu? Te iau eu imediat la ora 5 din seara, dacă vrei, și mergi cu mine și vezi cum e, mai întâi doar să vezi și o să vezi că îți place. La ce energie bună are Iulia, chiar mă îndoiesc să fie ceva nașpa acolo. De-abia aștept să fac ochii mei. O să vezi cât de super de treabă sunt fetele de acolo și cât de... ce energie și câtă putere îți dau prin chestia asta, înțelegi? Deci... Vezi și mă iei de seară și mergem? La ora 5 sunt la tine, te sun și... Da, trebuie să fii și tu un pic așa cu sufletul, înțelegi, ca să... O să încerc să mă liniștesc, nu, sau nu știu, dar eu nu știu dacă pot să mă liniștesc oricum până atunci. Ei, o să vezi că diseară o să te liniștești cu siguranță, că toată karma de acolo și tot stresul ți se va duce. În viață trebuie să faci niște alegeri mai dificile pe moment, ca să-ți fie bine mai încolo. O voi ajuta, normal, ca să ne fie bine tuturor. Nu știu, eu acum sunt și stresată cu rezidențiatul, eu nu pot să pierd rezidențiatul acum că l-au apucat pe Vlad nebuniile, îți dai seama. Trebuie neapărat să mă pun pe picioare, uite, nu pot să pierd. O să te calmezi, o să-ți iei și rezidențiatul și o să fie totul bine. Trebuie să ai încredere în mine, deci, da? Ar fi mană cerească pentru mine să încerc cumva să ies din starea asta. O să vezi că o să ieși. Hai să mergem să bem un suc ca să te mai calmezi, o apă plată, ceva. Mergem. Și o să fie ok. Hai! Hai! Ce bine este să ai o prietenă de încredere căreia să-i poți destăinui orice problemă și care să-ți sară în ajutor când îți este mai greu. Pentru Mara, Iulia pare a fi un înger păzitor, trimis parcă anume să facă lumină și să readucă echilibrul în viața prietenei ei. Haideți deci să aflăm prin ce se dovedește a fi atât de specială această reuniune. Dragile mele, acum că am reușit să comunicăm cu Universul, vreau să-i mulțumim pentru absolut tot ceea ce ne-a oferit și pentru tot ceea ce ne va oferi. Și ședința aici a luat sfârșit pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumim! Pur și simplu sunt fascinată de tot ce este aici. Nu cred că am mai găsit o energie atât de bună de foarte mult timp. Mulțumesc pentru experiența asta minunată. A fost minunat. Nici nu știi cât mă bucură să aud aceste vorbe din gura ta. Da, mă simt așa diferit, parcă am sufletul plin de pace și împlinire acum. Suflet drag, ai răbdare că este abia începutul. Vei avea multe lucruri frumoase de descoperit. Da, de-abia aștept de asta. Vreau să vă mulțumesc. Adică aș putea să-ți spun pe nume? Te rog. Francis, insist, da? insist. Toți suntem egale aici. Da, știu. Încă sunt așa sceptică pentru că nu am încredere în puterea credinței mele. Nu știu dacă o să pot să mă conectez cu adevărat. Măi, știi care este ideea? Nu trebuie să ai, cum să spune, credința din prima. Important este să descoperi credința în interiorul tău și să-ți dorești să o accesezi. Da? Pentru da. Că, de fapt, ce înseamnă asta? Curaj. Trebuie să ai curaj să accesezi anumite părți din interiorul tău, din energia ta și să începi să o emani. Francisc, chiar e un tip mișto. Nu înțeleg cum de nu mi l-a prezentat Iulia mai devreme. Acum trec printr-o perioadă foarte grea, trec printr-un divorț, nu știu cum să mai gestionez situația. Acum mă controlez foarte bine pentru că datorită ție sunt în această stare de bine. Mă bucur. Dar astea sunt niște zile foarte grele pentru mine.
Am divorțat de curând de soțul meu. Noi ne-am căsătorit când eu aveam 24 de ani. A fost o dragoste nebună, ne-am iubit foarte mult, dar, mă rog, ne-am căsătorit pe ascuns, părinții nu erau de acord chiar să fac pasul ăsta. Iar acum în capul meu simt că totul a luat o razna, simt că nu mai înțeleg cu nimeni, mama e supărată și ea, prietenii mei la fel, tatăl meu la fel. Și că te agiți și te încarci din nou. Da, știu, știu, da. Am sufletul foarte încărcat pentru că nu sunt de acord chiar că am făcut decizia bună să ne despărțim. Nu trebuie să gândești acest lucru. Uite, eu chiar nu știu, aș vrea să mă pac cu el, cred. Simt că pot să mă deschid în fața lui și că pot discuta orice fără rețineri. Ați divorțat, am înțeles, nu? Da. Așa, eu te pot ajuta pentru că am niște puncte foarte exacte de a accesa niște energii foarte puternice. Serios? Prin a putea să manifesti această personalitate a lui. Wow, asta sună așa, rupt din filme, nu știu. Da, sună magic. Dar da, știi că chiar că este real. Da. Chiar este real și noi putem să facem acest lucru. Și că toate fetele de aici sunt foarte, foarte bucuroase și au sufletul mult mai liniștit de când au venit în lăcașul nostru aici și sunt... Sună foarte bine. Sper să pot și eu să ajung la nivelul acesta de credință. Cu siguranță, cu siguranță. Adevărul că este foarte frumoasă. Exact pe gustul meu trebuie să recunosc asta. Tu trebuie să-ți găsești relaxarea și liniștea ta interioară. Dar chiar se poate, există așa ceva, să mă poți ajuta? Sigur că da, există și să știi că noi am ajutat foarte multe cupluri. Da? Și cupluri mondene și celebre și să știi că au plecat foarte mulțumesc de aici. Ce se întâmplă? Aceste energii sunt în interiorul tău. Sunt ca o caracatiță cu niște tentacule foarte lungi, da? Și cu acea caracatiță ea întinde tentaculele, adică energiile. Iar soțul tău cumva va fi atras de aceste tentacule, da? Aceste energii. Nu știu, parcă așa mă pătrunde o bucurie doar când aud, așa. Hai să vezi că totul se va fructifica și va fi minunat în viața ta. E foarte important să începi cu dreptul și pe început, crede-mă, cu tot dreptul. Astăzi vei merge să te odihnești pentru că deja ești puțin epuizată și va trebui să merg cum am cheamă datoria cu acest lăcașul nostru. Și încă o dată mulțumiri din partea Universului pentru gestul tău de binefacere. Fugi și odihnește-te și ne vedem data viitoare. Mulțumesc din suflet. Cu mare din drag suflet. Și noi mulțumim. Atât de multă liniște și pace în tot orașul ăsta plin de oameni falși. Nu-mi vine să cred ce am găsit aici. Întâlnirile cu Francisc par să-i priască Marei și devin oaza ei de pace interioară, dar realitatea imediată nu contenește să o surprindă. Cel puțin expresia feței ei privind testul de sarcină, asta ne dă de înțeles. Iar doamna Camelia nu pare să-și fi găsit cel mai bun moment pentru o vizită. De ceva timp mă simt cam rău. M-am gândit că poate... cine știe? Mara! Mara! Ce faci, mama, la mine în casă? Ce faci la mine în casă? Vii așa, fără să anunți, fără să nimica. Ca la mine acasă, nu? Păi... poate nu uiți că e ca la mine acasă. Da, că părerea mea nu contează. Te simți ca la tine acasă și atât. Nu poți să dai și tu măcar un telefon. Casa asta e cumpărată de mine și de Tasu. Ce, trebuie să-i cer voie să intru în ea? Ce s-a întâmplat? De ce ai venit? Măi, mamă, nu ți se pare? Cheltui cam mulți bani? Da, cheltui mulți bani, că bani ca oricare am înțeles student, nevoie. Necesități. Înainte n-aveai atâta nevoie. Da, acum oricum trec printr-o perioadă grea. Știi cât de greu mie cu divorțul, cu tot ce s-a întâmplat. Nici măcar nu mă întreb cum mă simt. Eu te întreb altă chestie. Întreabă-mă. 1.000, 2.000, 3.000. Vreau să-mi spui pe ce cheltui. Cum adică pe ce cheltui? Păi ce cheltui? Eu văd toată ziua, mai ies și eu din când în când în oraș. Nu cred, deja toată sunt mulți bani. Toată ziua stau în casă și învăț. Nu vezi nici hainele astea, n-am avut timp să le strâng. Stau de o săptămână pe sârmă curate. Toată ziua învăț pentru rezidențiat. Banii ăia cheltui și eu pe o ieșire, două, trei. Fata mea nu era atât de impertinentă. Dar suferința pentru Vlad a făcut-o să fie obraznică cu mine și cu taicăsul. Auzi, joarțele astea de canapele. Parcă așa ai zis.
Da. Ai venit și mi-ai cerut bani. Că nu mai suporți, că sunt niște joarțe, că sunt vechituri, că sunt de la țară, drag, de la Constanța. Hm? Păi da, și m-am uitat și pe ce? Site, mă uit pe site, vreau să-mi aleg modelul, nu eu sunt nicio robot. Eu vreau să unde sunt cele noi. Păi nu am apucat să le dau comandă. Nu sunt nicio robotă, acum mă uit, acum le comand, acum ajung. Măi, fată, mie spui ceva și lui taică tu ce ai spus? Le-am găsit, am comanda făcută și îmi trebuie bani că în două zile vin cu canapele. Unde sunt? Da, încă nu am apucat să dau comandă, nu vezi că nu am timp? Măi, fată, tu ne minți! Cu ce să vă mint? Nu vă mint! Centrul are nevoie de bani pentru a se susține. Iar eu, dacă am posibilitatea să ofer bani și să ajut, de ce să nu o fac? Măi, fată, uite care-i chestia. Mama, ascultă-mă! Lasă-le de rufe! Nu le las pentru că nu am timp să măi, fată, ascultă-mă! Uite, m-am gândit clar. Cu taică-tu am vorbit. Te întorci la Constanța, termin rezidențiatul acolo, și vedem după aia ce se mai întâmplă. Eu nu mă mut la Constanța. Ba da, pentru că nu, tu nu ești încă cu capul limpede, nu te-ai limpezit după acel divorț. Încă ai înțeles? La 20 ceva de ani nu am minte în cap sau cum? Nu! Acum când mi-am găsit liniștea, aparțin și eu de ceva, simt că sunt într-o comunitate unde mi-am găsit pacea și sufletul meu e pe calea cea bună. Nu merg nicăieri. Care comunitate, dragă? Da, mamă, explică-mi! Da! Dar e vorba despre... Da, dar ce, nu, Doamne iartă, mai comunic? Nu ai cum să înțelegi pentru că niciodată nu ai fost tu cu religia. Tu nu înțelegi chestiile astea. Haide, hai, da. Pune-mă la încercă. Nu ne înțelegi. Știi tu cu universul, cu legea atracției, cu cum manifestăm noi persoana potrivită în viața noastră, știi tu de-astea? Păi normal că știu. Cumva, ca să ajungi în rai, îți trebuie bani? Își cere bani acolo? N-am dar nu ales că trebuie bani sau nu. Mara a fost un copil tare ascultător, cu minte. Dar de când l-a cunoscut pe Vlad ăsta, nu știu, a răsucit-o de tot. Dacă aud că un singur leuț se duce pe această zisă comunitate, pe nu știu care preot care îți promite că ajungi în rai dacă plătești, te mănânc și o și tact, uite-te la mine. Bani munciți de noi, ai înțeles? Încă o dată spun, nu spune mie că spune Dumnezeu, dă bani să intri în rai. Tu înțelegi câți bani dai acolo? Spune cinstit, câți bani dai, că m-am săturat? Deci m-am săturat eu de fiecare dată cu energiile tale negative, nu mai vreau. Deja, nu mai vreau. Aveam vibrația ridicată, acum vii tu cu gândurile tale negative, nu vreau să te mai aud. Ce vibrație, dragă? Eram echilibrată energetic, nu vreau să te mai aud. Mamă, tu ai luat o razna. Divorțul ăsta te-a dat peste cap. Care vibrații, care negativism, care... Da, ți-am spus că nu o să înțelegi. E mama mea, dar trebuie să recunosc. Este limitată și nu va înțelege niciodată lucrurile astea. Mara, numai din cauza lui băiatul ăsta, lui Vlad, ai ajuns în halul ăsta. Din cauza lui, după două luni te-ai măritat, nici n-am știut... Ți-a sucit mintea, mamă, ți-a sucit mintea. Nu mi-a sucit mintea ba nimeni. Ba da, și-mi dă telefon. Nu-i răspund, că dacă îi răspund, îl înjur. Nu, nu mi-a sucit mintea nimeni. Ba da. Nu, deci tu mereu, niciodată nu m-ai înțeles, nu m-ai ascultat. Deci nu, deci vreau să... Deci te rog frumos să terminăm discuția asta cât mai repede. Vreau să mă duc să meditez, să intru într-o stare de liniște, într-o stare de pace, așa cum eram deja, energia din casa mea nu mai e ce a fost, nu mai e pozitivă, nu mă mai simt bine. Mara, nu mai sunt... îl chem pe tăi că tu aici ai luat o razna, meditație. Da. Ce meditație? Da, uite, chiar... A, meditație, probabil la ce faci, la facultate, la rezidențiat. Nu, rezidențiatul e una, meditația mea e altceva. Ai luat o razna, mamă, nu. Ți-am spus, vezi ce înseamnă să faci mai nu. De capul tău? Vreau să-mi echilibrez sufletul. Te rog frumos, vreau să terminăm această discuție repede pentru că îmi strice energia din ce în ce mai mult. La câtă morală mi-a făcut atunci când a auzit că Vlad vrea să ne despărțim, acum nu mai am răbdare să o mai suport. E cumva din manualul de medicină, cumva, și nu știam? Da, manualul de medicină e una, legile universului sunt altceva, nu știi. Măi, fata, hai să terim în 3D aici unde suntem. Da, vezi că știi tu ceva? Și dar... despre realitatea 3D? Atât, că ceea ce gândim, manifestăm... Asta o văd, atât. Nu, mamă, putem să manifestăm și să obținem lucrurile pe care ni le dorim prin gând și prin puterea gândului. Cu puterea gândului și cu banii care ți-am dat, măcar canapelele astea, zicei că și comoda aia, toate cei că le schimbi, cât că-ți bagi joc de noi. Eu ți-am spus să ai grijă. Discuția cu mama ei a răscolit-o pe Mara, care, simțindu-se neînțeleasă, alege să nu-i dezvăluie acesteia marele secret.
Sunt însărcinată. Mama, la asta nu m-aș fi așteptat. Ceea ce mi-ai cerut tu, prin limbajul trupului. E fericită și a găsit un iubit. E foarte, foarte bine. Sunt însărcinată. Trebuie să-l lași pe el, da, într-o perioadă de test. Da, da, e tatăl copilului meu, copilului nostru. Și ai să vezi că îți vei găsi și sentimentele pentru mine. Energia mea este foarte jos în momentul ăsta. Eu vreau să plec acum. Obligi să fac chestia asta, să știi. Deschide ușa asta! După divorț, Mara a încercat să se recompună și să-și pună ordine în viață. Și, ca prim pas, i-a trebuit să-și vindece rănile sufletești. Însă, cineva are grijă ca acest lucru să nu se întâmple, pentru că este cuprins de regrete. Cu siguranță v-ați dat seama la cine ne referim, nu? Ce s-a mai întâmplat acum? Ei, te rog, ia un loc. De ce mai e așa drăguț? Mă bucur tare mult că ai venit. Mi-era dor de tine. Ca să ce? Era dor. Mi-era dor să te văd, mi-era dor să văd ce faci, mi-era dor să... A, ok, păi dacă era dor asta, gen, cred că am rezolvat. Sunt foarte bine. Da? Da. Toate rugăciunile și manifestările mele chiar au avut rost. Francisc chiar are har. Văd că tu nu mă întrebi ce fac, am să spun eu, uite, eu nu sunt chiar atât de bine cum ești tu. De ce? Nu sunt. Adevărul este că mă gândesc în fiecare zi la tine, mă culc cu gândul la tine, mă trezesc cu gândul la tine. Da, frate, dar tu ai luat o decizie. Când ai vrut să divorțăm, ai fost sigur de alegerea asta, cred. Nu pot să stau la distanță de tine. Am fost foarte dor de tine. Da, am înțeles. Eu sunt destul de bine deja. Bă, de o parte mă bucur că ești bine, pe de altă parte nu prea pot să înțeleg cum. E ok, pot să... Lasă-mă. Nu, te rog, okay, deci mi-era dor să te simt, să te ating, te rog. Fă-mi plăcerea asta, nu mai fi așa cu mine. Putem să vorbim și așa, așa fac doi oameni divorțați, nu? Că mă gândesc că asta ți-ai dorit. M-am gândit foarte bine la treaba asta și oarecum cred că ne-am grăbit. Nu e obișnuința. Chiar nu pot să trăiesc fără ea și nu pot să trăiesc cu gândul că am pierdut-o ca un fraier. Da, nu știu, eu... încep să-mi revin, sunt destul de echilibrată, încep să simt deja așa că îmi floresc, știi? Prin rugăciune și meditație. Cum așa? Ce înseamnă asta? Da. Detaliază un pic. Am descoperit un nou cult unde sunt doar femei. Ne rugăm cu toate împreună, manifestăm împreună. Nu înțeleg de când ești tu cu religia, cu preoții, cu biserica, cu ce faceți voi acolo. Uite, de ceva timp și mă ajută foarte mult și sunt foarte fericită și foarte împlinită și chiar mă simt o persoană așa, nu știu, mai luminoasă. Ar trebui să încerci și tu. Păi, da, aș încerca. Mai e loc la voi acolo? Nu poate să vină bărbați în cultul nostru, poate. A, de ce? Poate în altă parte. Pentru că... Și cine vă predă vouă toate chestiile? Un pastor. Adică bărbat? Da, el este bărbat. Este singurul bărbat de acolo care ne coordonează și ne ajută să ne rugăm, dar tu nu ai putea să vii acolo, pentru că voi, ceilalți bărbați, nu aveți înțelepciunea necesară să înțelegeți lucrurile astea, știi? Bă, mă lași, dar cine-i mă ăsta de... stă el înconjurat de atâtea femei? Păi, uite, ca dovadă că nu înțelegi, Vlad. Despre asta vorbește, crede-mă, e un om minunat care ne ajută să ne echilibrăm energetic. Mamă, ce părere bună ai tu despre omul ăsta, da, Vlad, mă enervez. Păi da, vezi, pentru că voi bărbații nu înțelegeți de asta, el a creat acest concept de cult de femei. Mi se pare foarte ciudat ceea ce se întâmplă și ceea ce face. Dacă eu aș veni să-ți povestesc ție treaba asta, ce-i crede? Acum discutăm despre treaba asta care se întâmplă. Ok, acum deci zici că e vorba de rugăciune, bine. Da?
ta. E sigură că și nu m-am mins, da? Nu a apărut nimeni în viața ta. Nu. De ești așa flacu. Poate în viața ta a apărut cineva, nu în viața mea. Nu, în viața mea nu a apărut nimeni și nu o să apare. Cum adică să apară cineva în viața mea? Chiar așa mă crezi tu? Păi ce pot să înțeleg când te văd atât de fericită, iar eu sunt atât de terminat. Am avut timp să mă gândesc și am sucit-o pe toate părțile. Pur și simplu nu pot să o știu departe de mine. Uite, scopul acestei întâlniri este, sau a fost următor. Nu încerc iertare, că nu este stilul meu. Am înțeles, dar putem să vorbim. Mă asculți, mă, vreau să ne împăcăm. Dar te ascult și fără să ne ținem de mână. Așa fac doi oameni. Bine, domne, țineți divorțați. Mâna aici. Da. Țineți mâna aici atunci, dacă așa rău, nu știu, te otrăvesc, nu știu ce pot să fac. E o boală de piele de la mine sau nu știu. Nu, chiar... Deci te rog frumos, am nevoie de tine, te iubesc foarte mult, mi-e dor de tine în fiecare zi, vreau să ne împăcăm. Vlad, vreau să rămân cu vibrația ridicată, te rog frumos, nu vreau să mai aud afirmații de la tine. Nu mi-aș ierta-o niciodată dacă acest divorț ar împinge-o în brațele altuia. Aș și nebuni de gelozie. Mara, termină cu vibrațiile și... Bine, de fapt nu termină, doar nu mi le mai spune, pentru că ți-am spus, mie mi se pare total greșit ceea ce faci. Calea prin care tu poți să-ți revii este să mă asculți în ceea ce am de zis. Pentru că mi-este dor de tine, te iubesc foarte mult. Nu pot să stau fără să te ating. Nu pot să stau lângă tine ca un străin. Chiar dacă a însemnat ce a însemnat, pentru mine în momentul ăsta nu mai contează. Pentru mine a trecut. Pentru mine a fost perioada asta în care nu m-am regăsit sub nicio formă. Îți duc lipsa în fiecare zi. Și te iubesc sincer cum... Nu cred că o să mai iubesc în viața asta. Și mie mi-e extrem de dor de el, dar trebuie să mă țin tare. Nu pot ceda atât de ușor. Nu vreau să te mai rețin. Chiar cred că am făcut destule și vreau să te las în pace și să te gândești și... Nici nu știu ce să-ți mai spun. Okay. Dacă ai treabă, du-te. Nu mai sta. Ok. Da, gândește-te și promite-mi că mă suni. Uite, nu vreau să te stresez cu telefoane și cu mesaje și așa mai departe. Mai ales dacă zici că bine, meditezi. O să vedem cum facem și o să vorbim, ok? Bine, aștept semnele la tine. Ok, bine. Nu vreau să iau nicio decizie până când nu vorbesc cu Francisc. Până la urmă, dacă nu era el, eu nu aș fi fost atât de bine sufletește. Iată-ne martorii unei iubiri neconsumate. Abia acum, după divorț, Vlad înțelege cât de importantă era Mara pentru el și se pare că absența tinerei din viața lui îl copleșește. Dar cine știe ce le rezervă viitorul? Vom afla la un moment dat, dar până atunci o însoțim pe Mara la vila în care își desfășoară activitatea Francisc, cel care i-a câștigat încrederea și a devenit sfetnicul ei permanent. E cineva acasă? Da, vino sus. Hai că trebuie să închid, da? Bună! Ce faci? Eu ce să fac? Uite... Stăteam de vorbă cu cineva la telefon și mai făceam și noi pe aici prin casă câte ceva. Am venit, așa m-am gândit de fapt că e corect. Ce sunt? Am venit să mă sfătuiesc cu tine într-o problemă. De fapt nu știu dacă e o problemă. Se pare că rugăciunile mele au dat roade. Nu îmi spune. Da. În ce sens? M-am întâlnit cu Vlad. Deja. Ăsta e motiv de bucurie, măi, suflet drag. Da. Da, vezi, cumva rugile au avut efect, energiile și-au făcut treaba. Da, dar universul lucrează. E mai rapid decât credeam eu, doar că el vrea să ne împăcăm acum. Păi da, că nici măcar nu s-au împlinit acele 37 de zile. Da. Ce-i drept, mă recunosc puțin dezamăgit. Mă așteptam să uite de Vlad odată cu prezența mea alături de ea. Povestește-mi, sunt nerăbdător da, să... Da, el vrea să ne împăcăm, eu nu știu ce să fac, am... Bună. Am discutat un pic în parc, bine, încă nu i-am dat un răspuns, am vrut să-l țin puțin la distanță, m-am gândit că așa e mai bine. Am zis să mă sfătuiesc și cu tine. Da, foarte bine ai făcut. E cel mai bun lucru pe care îl pot să fac acum, să ascult sfatul tău și sunt fericită. Se vede. Adică nici nu mă îndoiesc că ești fericită și să știi că e un lucru foarte bun că te-ai întâlnit cu el. Mă bucur că el, uite, în sfârșit i-a venit puțin oarecum mintea la cap și te vrea înapoi. Dar ce te sfătuiesc eu este să te gândești foarte bine. Nu vreau să-i spun nimic despre sarcină, nici lui Francisc. Acest lucru nu vreau să influențeze părerea lui. Treaba noastră nu se termină aici. În legătură cu ce? Cu împăcarea cu el. Lucrurile trebuiesc stabilite, da? Deci toată relația asta voastră, dacă voi vreți să funcționeze, trebuie să-i construiți o bază.
Și n-ai cum să construiești o bază pocnind din degete. Da? Deci cumva va trebui să dați timp timpului ca să vă reacomodați și tu o să ai nevoie să te convingi că el te iubește pe tine. Tu trebuie să-l lași pe el, da? Într-o perioadă de test. Să vezi dacă într-adevăr te iubește, dacă el de fapt are alte gânduri ascunse, pentru că, vezi tu, universul lucrează, dar nu lucrează atât de mult încât să te ajut cu ceva? Nu lucrează atât de mult încât să-ți construiască toată baza. El îți dă un start și de aici tu trebuie să lucrezi singură. Nu prea îmi convine mie această mișcare, pentru că mă cam încurcă. Eu încă mai am treburi de rezolvat cu Mara, iar Vlad e puțin în plus acum. Da, înțelegi? Nu știu, mă gândeam așa, poate câteva zile să-l lasă. Doamne ferește, cum să faci așa ceva? Nu. Dar nu, energiile nu le poți acapara atât de repede. Tu ai nevoie de timp. Și cam cât timp ar trebui? 3-4 săptămâni. Ideea este că dacă tu te oferi așa, dintr-o dată la prima strigare, da? El ce se întâmplă? În mintea lui se construiește ideea că el poate să vină și să plece oricând are el chef. De ce? Pentru că tu vei fi disponibilă întotdeauna să-l reprimești. Ori tu nu ai nevoie de chestia asta, tu ai nevoie de o stabilitate, ai nevoie de un om care să-ți fie acolo alături și la bine și la greu. Are dreptate. Vlad trebuie să treacă peste testul ăsta ca apoi să pot să-mi dau seama dacă mă merită sau nu. Iubirea este un sentiment care se stinge odată cu viața și atâta timp cât voi sunteți în viață, este foarte normal să vă dați timp să vă convingeți de acest lucru, pentru că o să aveți ani pe care să-i petreceți împreună. Dar trebuie să dați timp ca această energie de pornire să se cumuleze. Dar nu știu cum să fac să stau departe de el, pentru că o să-mi fie dor de el. Mi-e foarte greu să petrec timpul singură. Îl văd mereu în casă, doar pe el. Îți dai seama, mi-amintești totul de el. Dar asta este cea mai mică problemă, măi, suflet drag. Fii atentă ce-ți propun eu. Avem o casă imensă, avem atâtea camere libere. De ce nu vii să stai, nu știu, o perioadă aici? O să ai timp, uite, sunt fetele, te poți împrieteni cu ele, puteți comunica, înțelegi? O să, uite, o să ajuți cumva la treabă, adică o să-ți treacă timpul. Nici nu o să observi când vor trece acele 3-4 săptămâni. Și chiar aș putea să stau și eu aici? Ferește, dar ești binevenită întotdeauna aici. Nu înțeleg de ce tot îmi aruncă privirile astea, Gloria. Cred că are ceva personal cu mine. Bine, atunci... Asta voi face, așa o să treacă timpul cu folos, zic eu, și cu rugăciune. Asta zic, bravo. Uite, aceasta este Mara pe care eu o cunosc, da? Această energie pură, da? Te rog din suflet dacă se poate să mergi tu să-i pregătești camera mare, pentru că ni se va alătura, da? Camera de aici aș vrea să o pregătești dacă se poate. Mulțumesc frumos. Fugi, fuguța, fă-ți bagajelul, te așteptăm cu mare drag cu brațele deschise. Ne vedem mai târziu. Vom face o aniversare pentru a te primi cu brațele deschise. Mulțumesc din inimă. Cu mare drag. Mulțumesc. Cât de naivă este Mara în pofida vârstei și a statutului ei de viitor medic, după cum pretinde cel puțin. Ea se lasă condusă orbește de Francisc, un așa zis înțelept, de fapt un personaj cu două fețe, care nu poate fi numit nici preot, nici pastor, nici yoghin și nici ezoteric. Vorba aceea, un fel de niciun fel, pe care Mara se pare că îl ascultă în tocmai drept, pentru care este dispusă să se mute în vila lui. Au trecut câteva zile și Mara se află într-o dispoziție de zile mari. Oare cu ce vești o întâmpină pe Iulia de data aceasta? Ce faci? Bună, bine, tu ce faci? Ce bine. Foarte bine, mulțumesc. Sunt entuziasmată rău de tot, o să încep foarte direct, să știi. Te ascult. Ești pregătită? Întotdeauna. Am o veste să-ți dau. Bună sau rea? Ca să știu cum... Nu știe absolut nimeni. Ești singura care știe. Trebuie să mă bucur? Care o să știe, mă rog. Trebuie să te bucuri. Sunt însărcinată. Felicitări, adică... Iulia, tu stai seama că sunt însărcinată? Stai. Stai că m-ai luat pe... Da. Nepusă masă, cum se... Da. Mă rog, adică sunt destul de copleșită acum că... Tocmai ce am aflat... Adică tu, adică... Da, adică... Sigur? Da, adică da. Sunt foarte sigură. În ultimul timp, oricum, nu prea mă simțeam bine. De când m-am despărțit de Vlad, nu prea am putut să mai mănânc, știi cum e? N-am mai avut poftă de mâncare și am crezut că de asta mă simt rău, știi? Dar, de fapt, mi-am dat seama că era vorba despre altceva. Ai fost la un control, la doctor? Am făcut un test de sarcină.
E sigur 100%. Mă bucur. Vai de capul meu. Asta nu e bine, nu e bine deloc. Mă bucur, da și nu, dacă mă întrebi pe mine. Adică nu în situația cum care adică ești să nu tu, te bucuri? Cu Vlad, cu divorțul și așa. Da, păi Vlad încă nu a aflat. Eu m-am întâlnit cu el. De cum adică te-ai întâlnit cu el? Da, ne-am întâlnit să mai discutăm. Mă rog, m-a chemat să vadă ce mai fac. În fine, am vrut să am o atitudine așa ceva mai rece, pentru că... Dar nu i-ai spus nimic de sarcină. Nu, nu i-am spus nimic. Dar mă bate gândul în 2-3 săptămâni să îi spun și... Dacă văd că își dorește cu adevărat relația asta, cred că o să-i mai dau o șansă. Ce-i? Cum să-i dai fata o șansă? Ce? Da. Ferească Dumnezeu! Adică te-a lăsat, a băgat divorț de tine. Te-a lăsat așa cum te-a lăsat și tu vrei să-i mai dai o șansă. Eu în locul tău nici cu un copil nu m-aș mai împăca cu el. Și da. Nici nu înțeleg de ce te-ai mai întâlnit cu el, să-ți faci rău. Ai văzut cât rău ți-a făcut. Da, Iulia, dar stai puțin că vorbim despre un copil, păi, e copilul nostru. Totuși... Momentan e doar al tău. A fost al vostru. Nu, e copilul nostru. Copilul ăsta trebuie să aibă și o mamă și un tată. Păi da, trebuia, dar el a băgat divorț de tine, te-a rănit, adu-ți aminte cât ai suferit. Gândește-te logic la lucrurile astea. Vrei să te lase să îți crească copilul un an, doi, trei și după aia iar să te lase? Mi se pare mie sau Iulia asta că am schimbat în ultimul timp? Și nu înțeleg de ce. Dacă mă întreb pe mine și te-ai sătuit și păi... cu mine că de-aia ai venit, nu-s de acord să te duci să-i spui lui Vlad anumite lucruri sau să te împași cu el sau să-i mai dai șanse sau așa. Numai cât rău ți-a făcut. Cât... Da, da, e tatăl copilului meu, copilului nostru. Da, adică... da, poți să-ți găsești și alt tată la copii. Da, da, până la urmă nu s-a întâmplat ceva atât de grav. Adică am avut niște neînțelegeri, am... deviat un pic și acum. Nu se merită. Și în plus de asta, nu știu dacă ai observat, eu am văzut alte chestii. De ce exemplu, chestii? La Francisc, dacă mă întreb pe mine, îți aruncă câteva priviri acolo. Adică, ce priviri? Stai puțin, nu înțeleg. Adică, tu ești mult mai superioară față de celelalte fete de acolo. Te vede cu alți ochi, te privește cu alți ochi. Iulia, mi se pare că... nu știu, cred că... ai început să ai niște impresii mai greșite, nu înțeleg. Nu am deloc impresii greșite. Spun sigur 100% ce am văzut cu ochii mei, am văzut cum se uită după tine, cum te soarbe din priviri. Doamne ferește, n-am simțit nici măcar o clipă așa ceva. Și când te dai cu parfum și așa și merge în spatele tău, miroase parfumul tău efectiv. Deci am văzut lucrurile astea. Nu înțeleg despre ce priviri vorbești tu. S-a comportat normal, a avut o atitudine normală, nu l-am simțit mai apropiat. Poate e rușine să facă el primul pas. Încearcă! Da, da, nu cred că e nimic mai mult de atât și nu știu, nici nu mi s-ar părea foarte ciudat dacă ar fi ceva mai mult de atât, sincer. De ce ți se pare ciudat? Adică stai un pic, că suntem oameni până la urmă. Da, da, el are alt rol acolo, adică nu văd... Păi da, dar și tu ai putea să ai alt rol acolo, dacă ai vrea. Francesc este o reală oportunitate pentru ea. Ar trebui să ia în calcul și această variantă. Tu încearcă și o să vezi că o să-mi dai dreptate. O să vii la mine și o să-mi spui că am avut dreptate. Nu o să vii plâns să-ți mai lipi de la Vlad. Nu, Iulia, nu. Nici vreau să mă gândesc la asta. Deci nu, nu. E o idee care îmi displace total. Ți-am zis, încearcă și o să vezi. Nu o să-ți pară rău. Și pe Vlad las-o moartă cu el, că nu se merită. Și am încheiat orice discuție. Nu se merită. E un zero barat. În fine, hai să încheiem subiectul ăsta. Eu mă duc la rugăciune. Vii și tu? Nu pot, că azi lucrez. Dar oricum, ne auzim la telefon. Da, ne auzim. Ne vedem. Hai, pa! Te pup, ai grijă de tine. Ia uite-te ce mi-a dat mie peste cap toate calculele. Și nu vine să cred, mă uftic de nu mai pot. Într-adevăr, reacțiile Iuliei lasă loc de interpretări și atitudinea ei devine foarte ciudată. Ea parcă își depășește cumva rolul de prietenă, iar faptul că încearcă să o împingă pe Mara în brațele lui Francisc șochează de-a dreptul. După întâlnirea cu Iulia, iată că Mara se întoarce la vila lui Francisc, unde fetele din așa zisul cult au diferite sarcini de îndeplinit. Ce faceți, fetelor? Oh, ia uitați, fetelor, cine s-a trezit! Ce grădină frumoasă e aici! Da, abia acum o vezi? Da, ce faceți? Văd că aveți treabă! Păi, bineînțeles, te rog! A, ok, dacă pot să ajut, de ce nu? Nu trebuie să ajuți, cumva încape în atribuțiile tale, știi? Având în vedere că stăm, locuim, ne facem și aceste atribuții, adică fiecare are împărțit anumite lucruri. Mara nu ar trebui să fie aici, pentru că nu o suportă nimeni. Bine, și cu atât mai puțin eu. Deci, practic, și tu ar trebui să-ți iei anumite atribuții, cum avem și noi. Spre exemplu, acum ar trebui culese toate merele astea de pe jos și cred că ai putea să ne ajuți și tu. Da,
o să vă ajut cu plăcere, cu drag. Și mai mult decât atât, vezi că ți-am lăsat în cameră, sus. Ai toate cheltuielile de luna asta, toate calculate pe o foaie, nu știu dacă ai văzut-o. Stai puțin, despre ce cheltuieli vorbești? Toate cheltuielile, adică dacă stai aici, nu? Te hotărâți să stai aici cu noi, practic toate cheltuielile se împart. Păi da, da, care cheltuieli? Adică, mă rog, eu am făcut o donație, e prima oricum. E prima dată când stai într-o casă? Cum adică care cheltuieli? Apă, gaz, lumină, păi, toate lucrurile normale. Da, da, eu am crezut că aici este vorba despre altceva, să ne ajutăm unii pe ceilalți, nu e vorba despre... Și ai impresia că o să facă cineva acte de caritate cu tine? Adică păi... eu am să-ți plătesc vreodată ție apa sau mai știu eu ce altceva? Nu, dar m-am gândit că am făcut o donație, poate se putea lua din banii aceia. Ia auziți, fetelor, asta a făcut o donație. Simt o invidie puternică și nu înțeleg de ce. Nu le-am făcut nimic. Mă rog, oricum, o să vorbesc cu Francis despre asta, nu? Poți să vorbești cu Francis, dar nu acum, pentru că este într-o conversație foarte importantă telefonică. Da, dar cred că poate să mă lămurească puțin despre ce e vorba, nu? Adică, bine, cred că nu, bine ar fi să nu te duci și să-l deranjezi, pentru că el are chiar foarte multă treabă. Așa cum noi nu ne permitem să-l deranjăm, nici tu nu ar trebui să o faci, sau tu te crezi prințesa tuturor. Da, nu mă cred prințesa tuturor, nu înțeleg de ce aveți atitudinea asta cu mine. Ce atitudine? Sunteți așa, nu știu, rele, încercați să mă faceți să mă simt prost. Ia auziți, fetelor, noi suntem rele? Da, adică dacă se întâmplă ceva sau aveți ceva cu mine, de ce nu mi-ați spus de la început? Dar nu are nimeni nimic cu tine, doar atitudinea ta, din păcate, nu este cea potrivită aici. Păi care atitudine? Ce am făcut? Adică nu cu ce v-am deranjat? Nu te comporți așa cum se comportă toată lumea. Adică noi nu avem această atitudine de superioritate și ai tu impresia că ești centrul universului. Da, da, nu încerc să fiu centrul universului, despre asta vorbesc. Oricum, o să mă duc să vorbesc cu Francis și oricum, dacă fac atâtea probleme, o să plec de aici. Eu zic să te potolești, pentru că putem să o rezolvăm și noi între noi. Adică nu trebuie neapărat să te duci la mami și la tată imediat cum dai de greu, nu? Sau așa ai fost învățată tu? Gloria nu e sănătoasă la cap. Cum adică sunt eu prințesă și centrul universului? Să spună mersi că o lăsăm să conviețuiască cu noi. Ok, dacă fac atâtea probleme, o să plec de aici. Nu, nu prea ai cum să mai pleci. Păi cum adică să nu am cum să plec? Am un soț care mă așteaptă cumva. Ia auziți, fetelor, ea vrea să plece. Da, normal, sunt însărcinată, mă așteaptă un soț. Ești însărcinată? Da. Și ce cauți aici? Păi cum adică ce caut aici? Am venit să o iau pe calea cea dreaptă. Am venit să îmi găsesc echilibrul în suflet. Mamă, fetiță, tu ai mari probleme. Ce da. Probleme? Eu o să plec de aici și gata. Stai liniștită, o să... Uite, ai să vezi, ai să crești, ai să te dezvolți mult mai mult în această casă și chiar ai... Ai o oportunitate mult mai mare decât ți-ai fi închipuit-o. Mi se pare foarte ciudat ce-mi spui. Se vede că habar n-are pe ce lume trăiește. Și Francisc pur și simplu se joacă cu nervii noștri. Nu știu, sunt bulversat acum. Ești bulversată? Ți se face rău? Nu poți să faci curățenie împreună cu noi? Ba da, evident că pot să fac curățenie să vă ajut, dar nu m-ai dat peste cap cu toate lucrurile astea pe care mi le-ai spus. Vreau să vorbesc cu Francis, să clarific și... Da, hai să vorbești când o să-ți permită. Hai să faci curățenie cu noi acum. Asta e bătaie de joc, clar. Sigur vor să mă înjosească. Ei, Mara începe să culeagă roadele propriilor alegeri. Fără drept de apel, luată în primire de Gloria, tânăra noastră este pusă la muncă și la cheltuieli suplimentare. Deși bulversată de tot ce a aflat, după câteva ore o revedem alături de Francisc într-o așa zisă ședință de meditație. Ciudat, nu-i așa? Francisc m-a văzut agitată și mi-a propus să facem un exercițiu împreună. Ce faci? Ce faci? Calmează-te, nu trebuie să te panichezi. Ce-i asta? Te rog, calmează-te, risipești o grămadă de energie. Aici este vorba despre sentimentele pe care le porți pentru mine. Este ceea ce mi-ai cerut tu, prin limbajul trupului. Cum să mă sărute? Fără consimțământul meu nu se poate așa ceva. Care limbajul trupului? Ce Dar se întâmplă? Dar ți-am înțeles cerințele. Care cerințe?
Ce se întâmplă aici, de fapt? Măi, să știi că dragostea este frumoasă. Nu trebuie să te sperii în halul ăsta. Și uite, dacă ai nevoie, eu îți acord cât timp este necesar ca să te poți adapta cu sentimentele pe care le porți pentru mine. Ce timp? Nu vreau să mă adaptez nicăieri. Nu vreau. Deci nu înțeleg ce se întâmplă. Să te calmezi. Nu te enerva. Este păcat de toată energia pe care ai cumulat. Ce se întâmplă aici? Explică-mi, de fapt. Ce e asta? Se lasă greu. Mă mir. Cum s-a mai întâmplat asta până acum? Te-am rugat eu să mă săruți. Măi, da, asta mi-a cerut, asta am simțit. Nu ți-am cerut nimic, mă, omule, ce e asta? Măi, dar nu te mai speria și nu mai îndepărta sentimentele pe care le porți. Păi cum să nu mă sperii? Și să știi că, uite, eu unul sunt de acord. Da, poate că îl iubești și pe Vlad și poate mă iubești și pe mine, dar să știi că poți canaliza iubirea în mai multe direcții și poți... Cum să canalizezi iubirea în mai multe pur direcții și simplu, pentru cum ce? Fac și eu cu toate fetele, adică pentru fiecare dintre voi port câte un dram de sentiment și e foarte frumos, să știi, să iubești așa pentru ce am venit eu aici să mă rog ca să mă liniștesc? Și nu te-am rugat să... Am venit să vorbesc cu tine, să mă sfătuiesc cu tine și m-ai luat-o cu meditația. Asta spun și nu te-ai simțit bine că te-ai stat aici? Nu m-am simțit bine, asta nu e meditație. Sincer, mie puțin milă de ea, pentru că îmi și place. Dar afacerile întotdeauna predomină. Despre asta vorbesc fetele și mă pun să plătesc în casă, mă pun să dau bani în casă. Eu n-am venit aici să plătesc, să-mi fac datorii. Despre ce tot vorbesc acolo? Ce se uită urât la mine? Ce e asta? Hai, măi, dar nu trebuie să existe ranchiună între voi, pentru că fiecare dintre voi aveți un loc asigurat în sufletul meu. Ce ranchiună? Ce loc asigurat în sufletul tău, omule? Păi nu, adică... Nu. Eu am venit aici să mă rog pentru problemele mele, ce loc asigurat? Da, și uite că le-ai rezolvat. Nu mi-ai povestit tu că ai rezolvat problemele. Nu, nu am rezolvat. Tu mă iei pe mine de proastă sau Doamne, frește, cum? Eu am venit aici să fac alte lucruri. Nu să am obligații față de cineva. Păi tocmai asta e ideea, că ai venit. Ce înseamnă chestia asta? Să-ți canalizezi energiile și... Ce canalizare de energie e asta? Eu nu mai vreau să mai stau aici. Măi, nu face bine locul ăsta. Dar nu are sens să te... Nu, deci energia așa. Mea este foarte jos în momentul ăsta. Eu vreau să plec acum. Cum să pleci, măi? Efectiv, sunt șocată. Abia aștept să ies de aici. Nu mai suport să stau aici nici măcar o secundă. Abia acum Maraj dă seama de adevăratele intenții ale lui Francisc și, revoltată, decide să plece de îndată din vila acestui impostor erijat într-un mare înțelept. Doar că... Îmi forțează mâna să fac acest lucru, cu toate că nu face absolut nicio plăcere. Hei! Alo, Francisc! Ce-i asta? Francis, ce e asta? Deschide ușa! Deschide ușa asta! Ce e asta? M-auzi? M-auzi? Deschide ușa asta, am zis! Deschide ușa asta! Francis, ce e asta? Ia cerut-o. Puteam să ajungem în acest punct mult mai frumos. Încearcă să te calmezi, te rog frumos, ca să putem să discutăm, că altfel nu mă vei înțelege. Ok, atunci când termin, mă anunț. Ce să termin? Deschide ușa, ce naiba se întâmplă aici? Încearcă să te liniștești, nu mai deveni agresivă, pentru că altfel nu mă vei înțelege. Cum să mă liniștesc numai încuiat în cameră? Da, pentru că este spre binele tău, fac tu asta pentru tine. Tu ești sănătos la cap, mă, încuiat într-o cameră, omule? Da, e într-o cameră cu toate condițiile ești necesare. Ești nebun la cap, deschide ușa! Să știi că nu mă vei înțelege dacă te vei comporta astfel. Așa că te rog frumos să te calmezi odată. Nu mai trage de ușă, că oricum nu te aude nici tata Pius. Cum să nu mă audă? Ce mai nu te aude nimeni. Unde? Nici măcar fetele nu vor veni în ajutorul tău, pentru că și ele au trecut exact prin același lucru. Așa că te rog frumos să te calmezi și ascultă, nu mai fi căpoasă, pentru că altfel nu ne vom înțelege sub nicio formă. Ce mă fac acum? Sunt ținut aici fără voia mea. Te rog, lasă-mă, te rog. Încearcă nu să te calmezi, pentru că altfel noi nu ne vom înțelege, da? Nu mai am aer, te rog, lasă-mă, te rog. Nu pot să respir. Vezi că îți voi trimite ceva. Citește-l cu mare atenție. Nu mai plânge, pentru că vei avea destul timp să o faci. Ce asta? Contract de donații persoane fizice? Ce e asta? Da, este un contract pe care tu îl vei citi și îl vei semna. Cu tot ce sufletul și cu toată încrederea. Apartamentul? Ce să-mi donez aici? Eu? Al meu? Da. Nu pot să cred ce proastă am fost. Mi-am făcut-o cu mâna mea. Pentru ce? Pentru ce să-mi donez eu apartamentul? Ești nebun?
Îl vei dona pentru faptul că ai fost ajutată de această locație, de acest cult al nostru și tu, spre mulțumirea pe care o simți pentru noi, vei dona acest apartament. Dacă nu-l vei semna, nu vei ieși de acolo. Ca să ne înțelegem. Tu mă obligi să fac chestia asta, să știi. Eu nu vreau să o fac sub nicio formă. Dar tu mă obligi. Și să știi că îți va prinde foarte bine. Și ai să vezi că îți vei găsi și sentimentele pentru mine. Nu, ce sentimente să-mi găsesc? Nu vreau să stau nimic pentru unii! O să vrei! Dă-mi drumul acum! Dă-mi drumul de aici acum! Degeaba țipă și bate cu pumnii în ușa. Chiar dacă o va auzi cineva, nimeni nu îi va sări în ajutor. Dumnezeule, cât de departe s-a ajuns. Sechestrată, șantajată, fără telefon și însărcinată pe deasupra, Mara chiar se află într-o situație fără ieșire. Au trecut câteva zile și Iulia a fost sunată de Vlad, care este tot mai îngrijorat pentru că nu reușește să ia legătura cu Mara sub nicio formă. Bună! Bună, Iulia! Mersi că ai venit! Plăcere! Zi-mi, ce te doare? Vreau să știu ce se întâmplă cu Mara. E singurul om care o mai poate ajuta în momentul de față. Ultima oară când m-am întâlnit cu ea, ca să spun toată povestea, da, pe care probabil o știi pentru că ești cea mai bună prietenă aici și voi vorbiți foarte mult. Așa. Am discutat ceva cu ea și a rămas că ne auzim la un telefon. Și de atunci nu mi-a mai dat niciun semn, n-am mai reușit să dau de ea. M-am dus și la ea acasă, nu era nimeni. Păi ce sens să-ți merg de ea? Că Mara e foarte bine, e fericită și a găsit un iubit. E foarte, foarte bine. Cum adică și-a găsit un iubit? Da, și-a găsit un iubit care are grijă de ea. E exact tot ceea ce trebuie pentru ea. Mă rog, de fapt, ce n-ai fost tu? Asta sigur o să-l potolească, măcar așa o să-l îndepărtez sigur. Stai așa, nu pot să înțeleg. Păi cum înțelegi? Păi... E simplu. Și-a găsit un iubit, o iubește, îi oferă tot ce are nevoie. Băi, stai așa că eu m-am întâlnit cu ea nu foarte... Nu foarte când? De mult timp așa și... Păi care de mult timp? Nu exista așa ceva în viața ei. Exista, da. Nu ți-a spus ea, poate. Dar nu înțeleg de ce nu ți-o fi spus. De ce te-a menajat atâta, că oricum nu meriți să fii menajat, da. Nu m-am menajat, că îmi spunea, eu o cunosc pe fata asta foarte bine. Păi da, și eu o cunosc și spun că e foarte fericită și normal ar fi să o lași în pace, să fie fericită până la capăt. Dar adică... nu pot să o las în pace, o iubesc, e soția mea, mă rog. A fost. Nu mai e în acte, nu mai e în acte, dar sufletul meu este. Băiatul care este acum, nu o să... N-am nevoie să mă cer și tu. Stai acum, un pic, că da? Nu te cert, eu îți explic. Băiatul care este acum, da, nu o să facă ceea ce ai făcut tu. Să mă, și cine e ăsta? Cine e ăsta? Ia zi mie, cine e ăsta? Cum adică cine e? Lasă cine că cine e? Ăsta? Ideea este că eu o să aibă și un copil. Băi, ăsta e așa un pic, cum adică? Da, nu știi? Cum ai zis? Un copil. La asta nu s-a aștepta. S-a albit la față. Deci este însărcinată și deci ar trebui să faci pași foarte frumos și înapoi. Adică să nu mai ai ce să cauți pe lângă ea. Asta trebuie să înțelegi. Să o lași în pace că e fericită, o să aibă un copil, nu, o să fie nu are cum ce să nu? Aibă un copil. Pentru ba, că are cum? Cum s-a întâmplat repede așa? Care repede? Cum repede? Păi ce cum adică este prea repede? Nu avea când să se întâlnească cu el. Nu. Dar de unde știi tu ce face ea dacă voi ați băgat divorț, gata, nu mai e nimic? S-a dus, las-o în pace, e și ea fericită. Bucură-te pentru ea dacă o iubești cu adevărat, cum spui și așa și ți-le. Bă, lasă nu, să fie fericită, nu, frate. Te rog eu, du-mă la ea, tu sigur știi unde e. Du-mă la ea. Vreau, uite, îți promit ție că ești prietena ei, dacă cumva o văd fericită și văd păi că nu mai are nevoie de mine, eu, ai încredere, dar vreau să văd meu. Eu cu ochii mei. Da? Ce să nu vezi? Pot să am încredere în nimeni. Cum adică eu? Păi nu, atunci de ce m-ai chemat aici dacă n-ai încredere? Am nevoie. Și te rog încă o dată să mă duci la ea. Fata asta mi s-a părut antipatică din prima zi în care am văzut-o. Dar ce era să zic Marei? După, dădea vina pe mine că din cauza mea nu poate să aibă și ea prietene. Auzi, dar nu cumva... Cum face? Băiatul ăla care deține biserica aia pe unde se duce ea sau ce naiba face, că nu am înțeles și nici n-am putut să fiu prea atent, că mi s-a blocat creierul când mi-a zis. Este un băiat în viața ei acum care... Care mă băiat? Are mai multe fete și le învață cum să treacă peste anumite momente grele și chestii de genul ăsta. Tu știa de Francisc. Ce mă fac acum? Doamne, Vlad, deci Iulia, mă dă de capul cu tine. Nu mă minți. Hai mă, lasă-mă, hai mă. Băi, știi ceva? Lasă-mă pace să fie fericită. Las-o așa. Băi, și gata. De ce ai tu cap s-a pus așa pe mine? Ce ți-am făcut eu? Cu ce ți-am greșit eu? Tu, dar las-o să fie fericită. Hai că-mi treabă, trebuie să mă duc la serviciu. Mai ai ceva de spus? Nu, spune-mi unde este.
Spune-mi când dau de băiatul ăsta. Tu sigur știi. Păi de unde vrei să știu eu? Sunteți cele mai bune prietene, sigur ați discutat despre treaba. Bine, și dacă știu, i-am promis că nu o să-i spun niciodată unde ești, așa. Deci nu, clar nu. Deci nu. Dacă nu-mi spui tu, o să aflu singur. Și știi foarte bine că pot să fac treaba bine, asta, baftă. Că mă cunoști. Baftă. După discuția cu Vlad, Iulian nu și-a mai găsit liniștea. De aceea, cu prima ocazie, și-a făcut timp să vină la Francisc. Faptul că o vedem atât de agitată și speriată ne face să credem că este implicată în tot ce îi se întâmplă Marei. Dar oare în ce fel? Și ce secret ascunde? Hai, da, și nu știu, trebuie să rezolvăm cumva. Adică ideea e destul de complicată. Hai că vreau să zic ceva. Hai că, auzi, am o situație aici și trebuie să închid, da? Hai, ne auzim. Ceau, pa. Francisc este fratele meu. Trebuie să înțeleagă că n-am avut nicio intenție rea. Din potrivă, am comis-o rău de tot. M-am întâlnit cu Vlad. Ca ce chestie te-ai văzut cu el? M-a sunat și m-a rugat. Să nu spui că ai vreo aventură cu el sau ceva. Nu, mă, stai un pic, lasă-mă să-ți explic, frate. Deci stai un pic că sunt într-o situație care nu știu cum să ies. M-am întâlnit cu băiatul ăsta, i-am povestit să o lase în pace. Bineînțeles că e cu altcineva și așa mai departe. I-am spus că este însărcinată, tot s-o lase în pace. Și ce crezi, mă, că mi-a zis? Mi-a aruncat-o gen, nu cumva e însărcinată cu băiatul ăla de acolo, de la voi, de la casă? Păi stai o secundă. Asta e gravidă? Da, mă, dar ce, tu nu știi? Sau... Doamne, iartă-mă să știu, mă, băi, femeie, tu ai nebunit? Bă, voi, de ce, Doamne, iartă-mă, stați, mă, lângă mine? Nu sunteți în stare să mă anunțați și pe mine la timp când se întâmplă ceva? Stai puțin, că am crezut. Asta că a venit borțoasă aici în casă, că n-a avut alt acces al bărbat în casă decât eu. Păi da, mă, da, eu am crezut că ea ți-a spus dacă te divinizează și stă toată ziua până ziua Dumnezeu, lângă tine și așa. Femeie, și stai o secundă, tu de ce Dumnezeu te-ai văzut cu omul ăsta? De ce ai complicat lucrurile în halul ăsta? Ideea este că eu am vrut să fac ceva, să ce să faci, mai făcut să-l îndepărtez de lângă bă, ea. Bă, ai făcut praf. Sora mea asta m-a ajutat foarte mult în viață. Dar și cele mai mari probleme tot ea mi le-a creat. Am, frate meu, ia. Băi, deci nu pot să mă bazez pe tine cu absolut nimic. Uite-te și tu cât mă lupt eu să construiesc ceva și tu, bă, îți bași picioare, bă, și bă parcă intenționat îți bași joc de mine. Special am vrut să te ajut. Ce vrei să mă ajut, mă, la? Tu spune norocitul aici să vadă nu ce facem adus noi. Nu l-am aici. Știi ce se întâmplă acum? Te vânează. Păi ca pe unde? Un infractor păi o să te vâneze. Aici acum? A, nu, e ascuns acolo după mașină. Normal că e aici. Unde, Doamne, tu vrei să o duc la bunica în groapă? Tot în cameră singură acolo? Nu, e în pod, în companie. Normal că e în cameră singură. El a venit cu ideea acestei afaceri, pentru că este un bun vorbitor și știe să manipuleze oamenii. A semnat contractul cumva și nu știu eu? Are dreptul să plece din casă? Nu. Nu, asta e regula. Da, mă, păi și semnează, nu semnează, ce face până la urmă? Păi trebuie să-i cânt la vioară. Păi, bă, convingeți-o, bă, că sunteți femei. Păi tu trebuie să o convingi, că tu ești Zeus, idolul femeilor. Eu decât te ajută, ți-aduc fetele. Mai mult de atât, ce vrei să-ți fac? Să mă bag cu ele în pat în locul tău? Serios, nu, acum? Mă, tu îmi greunesc treburile. Dar n-am vrut, eu am vrut să te ajut. Chestia asta complică lucrurile cu foarte mult. Pe dacă știam eu că asta este însărcinată, naiba să mai băga în cârdășie cu ea. Trebuie să pui mai multă presiune pe ea, nu știu, fă ceva, să semnezi odată, să scăpăm mai bine de chestia asta, că suntem într-o situație acum... Acum eu trebuie să mă gândesc la un nou plan. Pentru că ce ai făcut tu stând de vorbă cu ăla, ăla acum o să dea târcoale. Crede-mă că o să dea târcoale, o să te vâneze până o să afle unde stăm. Și o să te urmărească. În timp, nu știu. Hai nu să... trebuie să mai vorbești cu el deloc. Nu trebuie să mai bagi în seamă. Știi când ești și când vii, trebuie să fii foarte atent să nu fii urmărită. Asta e cel mai important. Păi atunci așa facem, ce să zic. Acum o să mă duc la muncă și o să mă gândesc și eu cum putem să mai rezolvăm din chestiile astea. Du-te la muncă. Du-te, măcar acolo să faci ceva bun. Păi și tu măcar aici să faci ceva bun. O să fac, stai liniște. Bine, pa, frate. Incredibil! În cine a avut încredere Mara? În doi frați șarlatani și puși pe căpătuială pe spatele unor tinere naive, care odată deposedate de bunuri și de bani rămân captive. Doar că în cazul de față lucrurile încep să se complice, mai ales că Vlad a urmărit-o pe Iulia și i-a dat de urmă lui Francisc. Am și o nevoie de un echipaj de poliție. Sunt pe strada numărul 10. Da. E vorba de sechestrare de persoane, nici nu știu că abar n-am să vorbesc în termeni de ăștia. Da, ideea este că o fată, soția, prietena mea este sechestrată într-o vilă la locația unde sunt eu acum, am aflat despre ea și trebuie neapărat să vină cineva aici. Că singur nu știu dacă mă pot descurca. Aștept, mulțumesc. De ce mă ții închis aici?
De ce mă ții închis aici? Păi de ce faci gălăgia? De ce mă ții închis aici? De ce ții mă ca asta? Dar lasă-mă să plec, ce bă, tu știi, măi, fată, tu știi cât muncesc fetele astea să întrețină camerele astea? Cum muncesc fetele astea? Tu-ți bași joc de munca lor? Unde te crezi, măi, fată, aici? Cât mă mai ții aici? Până îmbătrânești. Nu, știi cât mă mai ții aici? Până vreau să plec. Da, vreau să plec de aici. Băi, fetiță, tu nu înțelegi că de aici ieși decât cu picioarele înainte? Nici nu mai, fetiță! Și mi-e foame! Foarte bine, în 10 minute o să-ți vină mâncarea. Tu de aici nu ieși decât când îmbătrânești! Sunt aici! Sunt un câine! Ori semnezi contract, ori adio! Nu semnezi niciun contract! Trebuie neapărat să pun puțină presiune pe ea, pentru că altfel nu se mișcă nimic. Să fii sănătos, în cazul ăsta nu o să te mai vezi ieșită de aici în veci. Mi se face rău. Deci nu, deci lasă-mă că mi se face rău. Lasă-mă cu teatrul ăsta ieftin, ți se face rău. Deci mi se face rău. Ce e asta? Ei, Oscar! Aștept și aplauze la final, așa? Alo? Mara? Trezire, măi, foarte mult! Dă una așa, trezește-te, bă, odată, că mă scos din minți! Trebuie să cedeze ea cumva. Mara, trezește-te, măi, fată, odată! Poliția! Poliția! Nu mișcă mine! Stai jos! Stai jos, culca! Stai jos! Stai jos aici! Pune mâinile la spate! Pune mâinile la spate! Băi, stai mult! Bă, ce-ai făcut, mă? Ia, bă, ce-ai făcut, mă? Încercam să o trezesc, ești nebun? Nu pot să cred. Cum, Doamne, iartă, m-am aflat. Băi, dar voi aveți mama, dați-mi, dați-mi, aici unde sunteți, mă? Dar și cură, spune ce-ai făcut, spune momentul ăsta, Vlad, de bă! Nu i-am făcut, mă, nici! Spune că te-am adevărat, cum? Mulțumită lui Vlad, Mara a fost salvată, iar Francisc va trebui să plătească pentru ilegalitățile de care se face vinovat. Între timp, doamna mamă a fost pusă în temă cu cele întâmplate și va lua parte la discuția finală, pe care Ernesto va conduce în așa fel încât să se asigure că toți cei prezenți și-au învățat lecția de viață. Domnule Francisc, te simt puțin nedumerit. Nu, atunci. Te întrebi cine te-a dat în gât. Eu am o altă nelămurire. Cum se face că până la urmă o femeie cu studii superioare, o femeie care totuși are o experiență de viață, are o familie, poate cădea în plasa unei asemenea șarlatan? Da, am simțit că asta este alegerea potrivită în acel moment. Pierdusem controlul asupra vieții mele, nu știam cum să reacționez, încotro să o apuc și... Și la ce mai ai o familie, Mara? La ce mai ai prieteni sau tu nu ai prieteni? Am fost naivă și prostită, dar banii pe care eu cicheream, totuși îi investeam pentru binele meu. Nu i-am dat pe nu știu ce haine sau nu știu ce bijuterii. Păi hai să ne lămurim, Mara. Până la urmă, miile de euro ți le-a cerut Francisc? Ți-am cerut eu ceva? Eu cred că ai profitat cât ai putut. Nu a profitat nimeni. Doamne, pentru vreau că... să aflați de la mine că fiica dumneavoastră, cu bună știință, da, i-a dat acestui om bani. Am niște sponsori care mă mai ajută cu bani, doar că acum trec și ei printr-o perioadă destul de grea. Am înțeles. Înțelegi și, na, cumva o să trebuiască să caut alt sponsor. Mi-aș dori foarte mult să fac o donație. Acum nu am foarte mulți bani. Am doar 3.000 de euro, dar mi-ar plăcea foarte mult dacă aș putea și eu să contribui. Vai, Mara, deci universul să te binecuvânteze și să știi că acești bănuți sunt ca o gură de aer proaspătă. Și îți mulțumim tot cu universul, îți mulțumim pentru această binefacere și să știi că ți se va întoarce în miit acest gest. Până la urma urmei n-am făcut nimic grav, eu până la urma urmei am făcut un schimb de servicii contra cost. Dar gândiți-vă că sunt șarlatani și mai mari în lumea aceasta, faceți un împrumut bancar, vă rod oasele, da? Mergeți la farmacii care sunt de la colț la colț, unde te uiți la o reclamă, vezi... Gata, mulțumim, am înțeles ideea. Deci da? Situația de față. Da. Situația de față este un exemplu contra oamenilor naivi care nu sunt pregătiți în viață. Și tu ce ai făcut? Când ai văzut că ai cerut o donație? Nu am cerut eu nicio donație, doamnă. Fiți atentă la ce se discută. Sunteți pe lângă, tocmai de aceea. Bineînțeles că a fost vorba despre lăcomie, da? Tocmai de aceea fiica dumneavoastră a ajuns închisă undeva într-o cameră. Da, nu mi-am dat seama să o învăț. Până la urmă, da? Nu vorbim aici despre un om care să aibă într-adevăratul sens al cuvântului vreun har. Vorbim despre un șarlatan și cam atât, care are o carismă, ca toți șarlatanii, știe foarte bine cum să-și vândă personajul. Domnule Ernest, cumva eu am ajutat aceste fete.
Da? Deci toate rezultatele, nimeni nu s-a plâns de ceea ce am oferit. Da, paradoxal, și... dacă o întrebăm pe Mara, cel mai probabil în primele zile chiar s-a simțit mai bine, nu-i așa? Da, în primele zile, de aceea am făcut și acele donații și am dat atât de mulți bani pentru că simțeam că mă simt liniștită. Dar de la asta până la ajunge să mă închizi într-o cameră și să mă da, asta acolo... se numește lăcomia omului. Dar pentru că de la bun început toți ceva, facem greșeli în momentul în care începem să funcționăm. Ai preferat să te încrezi într-un străin și nu în mine. Cu toate că eu ți-am spus și am simțit că este ceva ciudat, tu n-ai vrut să mă asculți. Da, ai preferat da, să te încrezi într-un străin. Da, aici chiar de ce? Doar pentru că ai fost orgolioasă, că am semnat un act, de-l încolo de act. Nu e vorba de orgoliu, e vorba că sufeream foarte mult, nu știam ce să fac. Pur și simplu, am greșit, da. Și eu sunt supărată pe mine că n-am știut cum să reacționez. Bun, suferei, dar am venit la timp. Divorțat, nu? Da. Da. Înțeleg că soțul tău, da, aici prezent de față, mă rog, fostul tău soț a fost cel care a intentat divorț. Da, da, m-am grăbit, i-am recunoscut-o și ei. Deja când ne-am întâlnit și i-am cerut să ne împăcăm, făcuse câteva ședințe de reabilitare cu domnul și... De puțin, fă-mă și pe mine să înțeleg, adică tu ai divorțat, după care, la scurt timp după, hai să ne împăcăm. Da, 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 am avut nevoie de pauză asta, am avut nevoie de un moment de respiro, ca să-mi dau seama cât de important este pentru mine și cât de mult o iubesc. N-ați învățat nimic din ceea ce ați văzut în familiile voastre? Adică în orice relație, în orice mariaj, există și bune și rele. Oamenii se mai ceartă din diverse motive, da? Ceva mă face să cred că motivul divorțului vostru a fost unul cât se poate de stupid până la urmă, nu? Tocmai asta am țins-o pe ea la mine. Deci degeaba mă găsești pe mine vinovat că cumva tu ai împins-o pe ea. Păi nu așa se rezolvă problemele până la urmă, da? Acum una, două, gata, punem punct, luăm o pauză, băgăm un divorț, după care hai să ne împăcăm. Pentru că, uite așa, bulversezi oamenii. Păi da, de aceea am fost și foarte supărată, pentru că Vlad a venit la mine după câteva zile, haide să încercăm să ne împăcăm. Asta a fost o greșeală, a fost o pauză. Da, chiar m-am greșit. Eram foarte mult, eu nu puteam să te iert. Așa că automat am fost extrem de confuză. Nu știam încotro să o iau, am avut nevoie de ajutor. Bă. Un ajutor pe care l-am cerut se pare de la o persoană greșită, dacă, evident. Dacă omul pentru care tu suferei, dacă omul pentru care tu suferei a venit să fie din nou alături, de ce a trebuit să continui cu ședințele astea? Pentru că i-ai trădat încrederea. Da, Vlad. Încrederea pe care eu i-am redat-o în sine. Aceste energii sunt în interiorul tău. Sunt ca o caracatiță cu niște tentacule foarte lungi, da? Și cu acea caracatiță, ea întinde tentaculele, adică energiile. Iar soțul tău cumva va fi atras de aceste tentacule, da? Aceste energii. Nu știu, parcă mă pătrunde o bucurie doar când aud, așa. Hai să vezi că totul se va fructifica și va fi minunat în viața ta. Trebuie doar să ai încredere și răbdare. Asta a fost încredere? Tu te gândești? A fost șarlatanie. N-a fost doamnă șarlatanie, a fost ceea ce n-a să nu vorbim despre privarea de libertate, nu? Adică nu cred că este o experiență ai prea frumoasă și... Ai sequestrat-o și tu spingat, da, acolo mă recunosc. Și tu, Vlad, ce-ai făcut? Ce-am făcut? I-am salvat viața acum, adică ce-am făcut? Nu mă faceți că sare și mie muștarul. Ai plecat. Normal că ea a fost bulversată și vii după câteva zile, stai că ne împăcăm. Da, doamnă, încă din momentul în care eu am semnat acele acte, la 5 minute am vrut să o am alături de mine. Ba da, ne-am întâlnit imediat după. Nu ai cum să te joci cu lucruri atât de serioase în viață, da? Ce o să vă faceți dacă veți avea realmente o problemă? Una serioasă. Aici, da. Ce se va întâmpla atunci? Eu cred că o să vă luați razna, o să ajungeți la spital? Păi cred că da, noi ești bine, nu, am ieșit de la divorț și tu vrei, mă întrebai dacă mergem la o cafea. Nu gândi așa, a fost o lecție pentru noi și știm ce avem de făcut de acum încolo. Eu am crescut-o probabil mai ca un ou am ținut-o. Dar nu vă mai absolviți de vină, ați crescut-o naivă și lipsită de educația asta, de a se autoapăra emoțional. Dar trebuie să nu o vă absolviți de vină. Dar o să tai din gură. Nu voi trebuie neapărat să iară numai că sunt șarlatan și coci toate lucrurile. Da, pregătiți-o. Eu știu că este deranjant să auziți aceste lucruri rostite cu tupeu de către omul din dreapta dumneavoastră, dar este adevărat. Dar până la urmă, fiica dumneavoastră a căzut în plasa unor șarlatani. Începând cu Iulia, da? Care este sora lui Francisc. Nu scoți un sunet. Un sunet nu scoți. Un sunet nu scoți, ai înțeles? Un sunet nu scoți. Vino. Măi, ce se întâmplă în casa aia acolo? Ce se întâmplă în casa aia acolo? M-a și speriat. Așa. Și nu vorbi tare, te rog frumos că vreau să ne audă nimeni. Spune-mi în momentul ăsta ce se întâmplă cu Mara. Spune-mi unde e. Spune-mi acum că am auzit tot.
Am auzit tot ce ai vorbit cu el, spune-mi unde e. Știu că e sechestrată, știu că o țineți acolo, spune-mi unde e. Acum, în momentul ăsta, îmi spui. E sus. Îmi spui în momentul ăsta. E sus. La etajul 1, prima cameră, cum intri acolo. Sunt două uși, aia din dreapta. Vezi cu ce contract era vorba? Ce bani trebuie să vă dea Mara vouă? Care-i treaba? Cine e omul ăsta? De ce m-ai mințit? De ce ai zis că nu-l cunoști? Poți să spun, dar te rog frumos să nu mă bagi și pe mine în chestia asta. Poți să-l bagi pe fratele meu, poți să-l bagi pe oricine, dar nu mă târâi pe mine în chestia asta. Te rog din suflet. Uite, spun tot. Deci, toate fetele au pățit ca Mara. Adică trebuie să plătească o anumită sumă de bani pentru casă. Despre asta era vorba. Deci Mara trebuie să plătească cu casa ei? Da. Trebuie să semneze contractul pentru casă și se dă o anumită sumă de bani. Noi din asta trăim, practic. Dar ți-am spus, dar te rog frumos să nu mă trăști în chestia asta. Cine e ăsta? E fratele meu. E fratele tău? Tu ai un frate? Da. Să vă trăiască nepoțelul sau nepoțica, ce-o fi? Poftim? Mhm. Nu este al meu. Vlad, dar cum adică să crezi că nu e al tău? Da, sunt geloasă. Eram sigur. Adică tu te-ai obișnuit doar să câștigi și să câștigi și să câștigi. Și tu tragi decât pentru tine, nu pentru noi. În viață nu doar câștigi, mai și pierzi. Tu habar nu ai ce înseamnă viața reală. Deci nu vrei să-mi dai banii până nu-ți plătești până asta nu se contract. Semnează contractul, nu îți dau niciun ban, îmi pare rău. Maică ta habar nu are de tine, tatăl tău habar nu are de tine, soțul, iubitul habar nu are de tine. Voi sunteți principalii vinovați aici. Te rog din tot sufletul meu să nu mă bagi în chestia asta. Te rog, te rog, poți să-l bagi pe fratele meu, nici nu mă interesează și cu el. Dacă și dacă intră fratele tău, o să intri și tu. Nu, te rog eu frumos din tot sufletul meu să nu faci asta. Te rog, te rog din suflet, deci te rog, uite, stau în genunchi, nu mai mai ai ceva nu să mai spui? Am nimic să spun decât atunci te rog liber, frumos. Dispari. Dar să nu dispari în momentul ăsta, dispari în momentul ăsta de aici, te rog eu frumos. Dar să nu mă bagi în asta. Pleacă acum. Tu vrei să-mi spui mie că Iulia este sora ta, Iulia care m-a adus la tine în... Care te-a ajutat. Da, același lucru am zis și da, eu. Mara, nimic nu este chiar întâmplător în viața asta, da? Pentru că în momentul în care tu îți deschizi sufletul vis-a-vis de niște străini, poți avea o discuție foarte spumoasă cu cineva și eliberatoare, dar poți da peste genul acesta de oameni, care în secunda 2 au și tras bilanțul. Gata, avem un nou client. Ceea ce s-a și întâmplat, da? Îți repet, omul acesta nu ți-a băgat mâna în buzunar. Tu de bună voie te-ai simțit oarecum obligată să-l ajuți, da? Pentru că toată încrederea ta s-a dus către ceea ce spunea ție acest om. Da, e adevărat, mai prostit, dar mă, oameni buni, voi sunteți o mafie fost, aici. Nu. A fost un schimb fair play. Știi care este problema? Tu habar nu ai ce înseamnă viața reală. Tu habar nu ai ce înseamnă să ieși din bula ta. Tu știi câte femei, așa, ca tine, pline de bani, dar în același timp și de probleme emoționale, îmi calcă mie pragul. Și te gândești, tu știi câte femei există în lumea asta pe care mamele lor lipsite de scrupule, că n-au comunicat cu copiii lor la timp, le văd la știrile de la ora 5, da? Le văd întinse pe caldarâm, lovite, ferească Dumnezeu, făcându-și rău singure. Prea repede, zim câte cazuri de ce nu ai întâlnit în viața ta, nici nu-ți spun eu de ce. Pentru că ai avut o mamă care pur și simplu nu i-a păzat că tu trebuie să vezi chestii de genul. Da, și am trecut printr-un impas în viața mea, nu înseamnă că... Mara, vorbim despre un hop. Adică tu te-ai obișnuit doar să câștigi și să câștigi și să câștigi și da, să câștigi. Da, și am avut un impas, să nu-mi zică el mie că ajungeam la nu știu ce gest tragic. Poate nu ajungeam, de unde știi tu ce făceam eu? În viață nu doar câștigi, mai și pierzi. Da. Poate este cea mai importantă lecție pe care trebuie să o înveți. Da. Cum să te comporți atunci când pierzi. Cum să gestionezi un eșec, să-l transformi într-o victorie. Și din păcate omul acesta are dreptate în ceea ce spune. Ceva mă face să cred că fiica dumneavoastră, din rușine, din orgoliu, din cine știe ce motiv, nu v-ar fi spus adevărul. Și asta ține de felul în care ați reușit să gestionați relația voastră. Pentru că atâta vreme cât vorbiți doar chestii superficiale și mami dăm și banii vin, nu ai cum să ai o probabil discuție. Probabil am considerat că dându-i un pic de libertate. Doamna, mergeți foarte mult pe probabil și chestia asta este improbabilă. N-aveți cum să mergeți pe probabil când e vorba gură. De copilul dumneavoastră. Păi uitați unde ai ajuns din cauza dumneavoastră. Pentru că nu prea am dat șarlatan nici eu la viața mea în halul ăsta. Nu, dar cu toate, am o școală a vieții. Cu toate acestea știți că există printre noi, da? Hoți, șarlatani, profitori.
Când mi-am dat seama, am vrut să o aduc din nou în Constanța, să fie lângă mine. Și ce s-a întâmplat? V-a ascultat fiica dumneavoastră? Nu m-a ascultat. Urma să vină și tatăl ei, să vorbim între noi, să avem o discuție. Chiar vroiam să fac treaba asta. Nu mi-am imaginat că să ajunge atât de departe. Nu mi-am imaginat să gândim că a fost și acea Iulia. O fată, hai să spun că n-a fost numai el, poate de un bărbat, până la urmă s-ar fi speriat, dar neștiind că sunt în familie, sincer, nici eu nu m-aș fi gândit. Am văzut că se... Gândești asta în al 12-lea ceas. Am simțit că ceva se întâmplă cu tine, că de-aia am venit. Da, și sunt de acord că am greșit. E absolut mai logic, repezi, dar... Mara, Mara, tu nu ai discutat cu nimeni legat de schimbarea aceasta majoră în viața ta. Nimeni nu știa că tu te-ai mutat aici. Dacă Vlad nu făcea un efort să afle aceste lucruri, puteai să stai bine mersi și acum împuiat în acea cameră. Nu ai cum să faci schimbări din acestea majore în viața ta, punându-ți toată încrederea într-un străin. Dacă Iulia n-avea cearta cu fratisul, poate nici în momentul ăsta nu știam de tine. Până nu se obține grosul, nu vede nimeni niciun ban. Păi da, dar am și eu nevoie de bani. Păi eu să fii sănătoasă, fata mea, fă o combinație, ceva, nu păi, știu. Păi, asta ce e? Nu e combinația ia-ți noastră? Ia-ți un job dacă ai nevoie de bani, păi, bine că tu stai aici, vilă, piscină, șezlong frumos. E tot a noastră, și, nu e doar a mea. Și eu n-am bani să-mi plătesc rata la... Nu e vina mea că n-ai bani. Nu e vina mea, fiecare trebuie să tragă cât mai mult pentru el. Da? Păi și tu tragi decât pentru tine, nu pentru noi, că văd eu că eu mie nu-mi dai bani. Eu cred că ai fost destul de bine răsplătită pentru tot ce s-a întâmplat până acum. Deci nu vrei să-mi dai banii până nu-ți plătești asta. Până nu se semnează contractul, nu îți dau niciun ban, îmi pare rău. Semnează, m-am frate, zis frate, să păcide frate, tot, deci nu... Bani. Bine mă, frate meu, deci fii atent, dar acum încolo, deci, te descurci singur, eu nu mă mai bag în prostiile tale. Rămâi tu cu totul și fii tu fericit, eu nu mă mai bag, jur, gata, te las. Bine, să măsuri înainte să te întorci să-mi cer scuze, da? Și Iulia urma să-și ia niște bani de la frățiorul ei. Da. Pentru că până la urmă, cum ți-am spus, este o afacere de familie. Dar nu cred că mai contează până la urmă cât ar fi valorat suferința ta. Păi da, mie îmi place că faceți pe lupii moraliști, atât și doamna cât și tu, Vlad. Dar niciunul nu vă dați seama că, de fapt, voi sunteți principalii vinovați aici. Pentru că naivitatea ei a ajuns să creadă în mine. N-ai de unde și multe fete ca ele ajung așa, pentru că altfel nu mi-aș fi permis o casă ca asta, ca să fim sinceri. Doamnă, că tot văd, sunteți așa foarte agilă și plină de energie pură. Haideți să vă spun eu câteva detalii interesante despre fiica dumneavoastră, pe care sunt ferm convins că nu le știți. Sunteți pregătită? Bineînțeles. Să vă trăiască nepoțelul sau nepoțica, ce-o fi? Mara, poftim? Nu este al meu. Vlad, dar cum adică să crezi că nu e al tău? Nu este al meu. E al tău! Tu chiar așa mă crezi pe mine? Gata, termin relația cu tine și plec cu altcineva? Normal că e al tău! Când ne-am văzut, mi s-a părut că e super încântată de tot ceea ce faci și... Da, e al tău, e copilul tău! Cumva am crezut-o pe Iulia. Ea mi-a spus despre treaba asta. Așa, chiar așa mă crezi-o pe mine. De ce e al meu? Da, e al tău. Deci, Mara, Doamnește. Până la urmă, oamenii și-au dreptate că eu n-am știut. N-am știut să te crezi, să te învăț anumite lucruri. Ce nu, dar nu asta. Acum ce bine? Taci! Acum care e problema majoră în treaba asta? Să aflu acum că ești însărcinată. La mine n-ai venit deloc să spui nimic. Dar cum ai fi crezut că pot să zic eu că sunt și însărcinată după, nimic. Banii pe care ți-i ceream și cât de supărată erai cu tot ce fac eu? Și după nimic. Păi vezi, exact pe asta se bazează șmecheria oamenilor precum Francisc. Pe lipsa de comunicare dintre membrii unei familii. Maică ta habar nu are de tine, tatăl tău habar nu are de tine, soțul, iubitul habar nu are de tine. Dar tu te destăinui total în fața unui străin despre care nu știi nimic. Exact pe asta se bazează. Exact așa unii, din păcate, sfârșesc prost. Nu mai ai timp de mine. Și da, sunt geloasă. Eram sigur. Puteam să jur că o să ajungi aici. Da, până la urmă eu mi-am plătit partea și cred că aș putea să plec, nu? Nu, n-ai putea să pleci, pentru că tu ești foarte important aici. Și dacă sunt așa de importantă, de ce nu îmi mai dai importanță? Măi, iubita mea, dar tu trebuie să înțelegi faptul că... Lucrurile sunt așa cum sunt și știi că întotdeauna când e ceva, o noutate, trebuie consumată și apoi tot acolo revii. Dar nu e prima dată când parcurgem acești pași. De ce te comporți acum de parcă n-ai înțelege chestia asta?
Ai spus că nu mai aduci pe nimeni. Avem nevoie de ceva de la ea, că după eu o să plec, o să-și vadă de treaba ei. Și o să fim liniștiți aici. De ce este atât de în centru atenției pentru tine? De ce toată lumea gravitează în jurul Marei de când a ajuns aici? Mai. Situația este că nu ea este în centrul atenției, ci scopul vis-a-vis de ea este în centrul atenției. Înțelegi ce spun? Hai, că ești foarte inteligentă, altfel cum Dumnezeu mă îndrăgosteam de tine. Nu spune că m-am îndrăgostit de o... Vreau să plec. Chiar vreau să plec. Îmi pare rău, dar... Pleacă pe sus, pe spate, în grădină, plimbă-te, nu știu, ia o gură de aer. Și o să-ți fie ok. Nu, plec de tot. Te rog frumos să mă lași să plec. Mai important a fost un străin decât noi. Oricum, cât am putut să-ți greșesc? Poate așa e firea mea mai... Destul cât să se întâmple acest... Te rog, taci! Dar asta este adevărul, doamnă. Eu acum vreau să vorbesc cu copiii mei. Până la urmă au greșit. Nicio problemă. Viața merge înainte. Probabil am învățat și eu o lecție. Să-ți mulțumesc? Ar trebui. Îmi pare bine că vei plăti pentru treaba asta. Toți vom plăti. Până la urmă, orice s-ar fi întâmplat, Mara. Bun, am pierdut. Toate chestiile astea ne întăresc. Astea sunt niște experiențe. Noi suntem o familie. Suntem o familie. Eu zic să ieșim din casa șarlatanului ăsta. Haideți. Haideți să ieșim. Plătești și eu am plătit, dar și tu plătești. Universul să fie cu voi. Meditație plăcută acolo unde... Doamna, este un lucru foarte important pe care nu vi l-am spus. Care anume? Știți de ce v-am sunat în ziua divorțului? Eu nu am mamă. Și știți și dumneavoastră foarte bine treaba asta. Și aveam nevoie de un sfat. Aveam nevoie de o părere. Iar eu pot să spun... Eram foarte supărat pe tine. Foarte supărat. Da, nu ți-am răspuns. Da, da. N-am înțeles acea căsătorie rapidă. Eu vreau și eu să o văd. Asta e mentalitatea. Suntem de modă veche. Ce să facem? Să o văd și eu, singur copil. Să o văd și eu îmbrăcată, mireasă, să fie... Asta am vrut. Și foarte ușor ai divorțat și ai lăsat-o. Poate nu cădea în treaba asta. Da, doamnă, dar uitați, tot rău spre bine. Până la urmă, prin tot ce am trecut, sunt de-a dreptul epuizat, credeți-mă. Pentru aici că sunt de acord. Operațiunea pe care am făcut-o, ca să o pot salva, nu a durat 3 minute. Și mă bucur că, până la urmă, mi-am dat seama cât de mult îl iubesc, cât de mult țin la ea. Vlad, eram foarte supărată. Sunt de acord. Acest șarlatan. Nu știu. E bine că până la urmă ne-am tărit ca familie. Da, și divorțul ăla a fost pentru că nu ne mai înțelegeam, nu ne mai suportam unul pe celălalt. Dar prea repede, prea repede. Într-o familie tot timpul există tot fel de probleme. Ni le rezolvăm. Încercăm să le rezolvăm. Dacă nu a venit ea sau n-a avut încredere, cum ai spus tu, n-am avut mamă. Uite, eu zic să... Veneai tu la noi. Uite... Păi, am venit, da. Vlad, uite, eu zic să... Uite, acum zic eu asta. Haideți să uităm ce-a fost, mai ales că acum știm că urmează să vină cineva. Suntem mai mulți acum în familie. Așa, zic să uităm ce-a fost, să mergem mai departe împreună, o luăm de la zero și nu ne mai gândim la trecut. Chiar mă bucur, mamă. Și de acum tragem amândoi la aceeași căruță. Haideți să mergem. Toată treaba asta a fost o lecție. Ne-am tărit. Haideți! Iubirea nu este ca abracadabra sau ca alba-neagra. Adică acum e și în momentul următor, iată, nu mai e. Mai degrabă este responsabilitatea pentru sinele propriu în relație cu altcineva. Capitularea în fața primului obstacol ivit în viață înseamnă vulnerabilitate, care transformă omul într-o pradă ușoară pentru fariseii din falsa credință, care nu te învață cum să trăiești ca să-ți fie mai bine, ci cum să servești unei cauze încă de la început pierdute. O astfel de etapă în viață se numește lecție, ca la școală, când, după corigență, afli farmecul învățării. Și ce este de făcut după? Întâi ne victimizăm, apoi acceptăm că am greșit și în final ne întoarcem în punctul de plecare și încercăm să ne înscriem pe o pistă care ne servește nouă și evoluției noastre. Cum? Prin înțelepciunea dobândită în urma eșecului suferit. Cel puțin aceasta este părerea mea. Mama,
când bate la ușă, ne dărâm acasă cu totul. Da, ce mirosul ăsta aici? Miroase ceva greu. Cum puteți, mă, sta în halul ăsta? Măi, fată, nu-mi place de tine. Soacră mea și socră mea sunt pe pământ. Uite cum plânge, de ce n-aveți grijă de copii, măi? Până la urmă, Adina, trebuie să vezi partea pozitivă a lucrurilor. Deci, mă ia capul. Dacă nu te iubești tu, nu îți trebuiască nimeni. Sunt obosită tare, mă doare burta. Bine. Ești mai sănătoasă decât toți noi la un loc. Știu tot, mi-a povestit tot. Ardeam de nerăbdare, de 2 luni vreau să fac treaba asta. Fătuca asta și cu fratele său te-au făcut pe tine de bani?